ziua. Având în vedere că suntem toți, o să începem. Bună ziua tuturor. Numele meu este Iulian Jugan, sunt subprefectul județului. Am fost desemnat să conduc ceremonia de depunere a jurământului de către consilierii locali aleși, respectiv de către primarul ales al comunei Ruginoasa. Ceremonia având un caracter solemn, o să vă rog să ne ridicăm, să ascultăm timpul. Deșteaptă-te, române, în somnul cel de moarte, în care te-a adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum ori niciodată croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Acum ori niciodată să dăm dovezi la lume că naste mâini mai curge un sânge de roman, un sânge de roman. Și când a noastre piepturi păstrăm cu falul nume triumfător în lupte, un nume de Traian, un nume de Traian. Priviți, mărețe umbre, Mihai Ștefan Corvine, româna națiune, ai voștri strănepoți, ai voștri strănepoți. Cu brațele înarmate, cu focul vostru învine, viață în libertate, ori moarte strigă toți, ori moarte strigă toți. Preoți cu crucea-n frunte, căci oastea e creștină, deviza-i libertate și scopul ei preasfânt, și scopul ei preasfânt. Murim mai bine în luptă cu glorie de plină decât să fim sclavi iarăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Sfinția voastră, dacă vreți să spuneți. Sfințiile voastre, vreți să spuneți un cuvânt, să aduceți Duhul bun și gândul bun? Rugăciune, a fi binevenit un tată, să asta spune tot, pentru că ce noi ne dorim, cu speranța bătrânii creștine, tot cu Tău să încep cu Dumnezeu. În numele Tatălui și a Domnului și a Sfântului Duh. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și cu urmea și în veșii vecilor. Amin.
Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, binecuvintează prea pe cel ce părinte. Cu noi este Dumnezeu, cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sănătate, bucurie și tot ce vă doriți să se împlinească, spor la teabă, nu e ușor. Dar cu dragoste și înțelepciune și răbdare și pace, de veți alegeri toate. Ne aveți mulțumesc alături de frățile voastre oricând aveți nevoie, și eu și părintele, sănătos să fim. Sănătos și de Domnul nostru prefect. Rămâna, mulțumesc frumos, vă rog să luați loc. Ocazie cu care poate să funcționează în urmă și la jurăm de felicitații cu primărie. Da, da, da. Am primit o pardon, am înțeles. Poate rugăciunea asta ajută. Intrând pe procedură, pe desfășurarea ceremoniei de depunere a jurământului, actele normative care reglementează această ceremonie impun alegerea unui președinte de ședință. Președintele de ședință desemnat este persoana cu cea mai mare experiență, ca să nu spunem cel mai în vârstă. Conform datelor furnizate de domnul secretar general, vorbim de domnul Traian Andrei. Și veți fi secundat de doi dintre cei mai tineri aleși locali, respectiv domnul Mihai Mitrea și domnul Valeriu Lucian Andrei, care vor fi secunzii dumneavoastră în, la această ceremonie. O să vă fim alături aici, o să încercăm să vă sprijinim, să decurgă toate așa cum trebuie, să respectăm cadrul legal. În altă ordine de idei, ca și procedură pe care o urmăm, vom începe cu depunerea jurământului de către aleșii locali, care vor fi invitați individual, în ordine alfabetică sau cum, cum ar dumneavoastră stabilit. Înainte de a începe depunerea jurământului de către consilierii locali, voi spicui din încheierea venită de la judecătorie care validează mandatele domnilor consilieri locali. Iar după depunerea de domniile voastre, o să spicui și din încheierea venită pentru primarul ales al comunei Ruginoasa, după care o să-l invităm și pe domnia sa să depună jurământul astfel și vom trage concluziile. O să-l rog pe domnul primar ales vă adreseze câteva cuvinte, după care o să declarăm ceremonia închisă. Deci începem înainte de a vă adresa invitația nominal să veniți la depunerea jurământului, să vă spun doar câteva idei din încheierea civilă numărul 643 din 2024, emisă de judecătoria Roman, care dispune admiterea cererii formulate de secretarul general al Comunei Ruginoasa în sensul validării mandatelor următorilor consilieri locali care intră în componența Consiliului Local al Comunei Ruginoasa. Domnul Asafte Costel, de la PNL, domnul Găinaru Petru, de la PNL, domnul Petre Gheorghiță, de la PNL, domnul Mitra Mihai, de la PNL, domnul Catrinei Mihai, de la PNL, domnul Chirilă Nicu, de la PSD, domnul Mihailă Dănuț, de la PSD, domnul Andrei Traian, de la PSD, domnul Radu Ioan, de la Uniunea Salvați România, respectiv domnul Andrei Valeriu Lucian din partea tot a Uniunii Salvați România. Bineînțeles că optând pentru funcția de primar a fost invalidată alegerea pe listele de consilieri a domnului Miluc. O să... Igoraș. O să... Aveți dumneavoastră lista sau domnul președinte? Bine, nu lista e la mine, dar vreau să-i țin aici, domnul președinte, vădăți. Ca și procedură pentru fiecare, domnul președinte, pentru fiecare, bănuiesc o parte dintre dumneavoastră, dacă nu toți atunci puțin. Vor fi două exemplare din jurământ. Jurământul se depune cu mâna stângă pe Biblie și pe Constituție, după care semnează ambele exemplare, un exemplar în mâna domnului secretar general, unul la dumneavoastră. Dumneavoastră, da, propun să înceapă să depun jurământul primul domnul președinte, că președinte de vârstă. Dumneavoastră, ca pe urmă, să... Cu dumneavoastră, uitați. Fiind totuși un moment scurt, v-aș ruga să ne ridicăm în parcursul de citiți doar textul îngroșat, ca să nu...
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nu, nu, semnați ordinul. Aici. Și luați dosarul la noastră și o să citiți în ordine. În ordine în care să vină. La Catrin Mihai. Puteți merge la dumneavoastră. Și eu și... Nu. Și el aici. Da. Domnul președinte, puteți să lăsați și pixul aici. Înțeleg că acum funcția vă conferă drepturi, dar... Eu vreau un singur pix. Da. Ce, o singură Constituție. Mai este una. Vă rog, liniște, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. El a rămâne acolo, am găsit altul. Da, da, așa. Să facem mesaj. Invitați, vă rog, domnul președinte, pe următorul. Bine, anunțați între timp până sunați. Andrei Valeriu Lucian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. A Petri Iorghiță. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Asafi Coste. Jur să respect Constituția și legile țării, să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Nicu Chirin. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru bine locuitorilor comunii Ruginoasa. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință, tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul președinte, după ce semnează și domnul consilier local, să-mi dați un pic de seară, că e și încheiat și pentru domnul primar. Pregătească domnul primar pentru depunerea jurământului. Numărul 589 din 2024, potrivit căreia judecătoria Roman validează alegerea în funcția de primar al Comunei Ruginoasa din județul Neamț a candidatului Grigoraș Miluc din partea Partidului Național Liberal. Prezenta hotărâre este executoria. Domnul primar, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Ruginoasa. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Vă rog să luați loc. Legală a fost îndeplinită. Avem o majoritate consistentă care a permis validarea Consiliului Local. Secretarul General al UAT-ului are un termen de 3 zile pentru transmiterea procesului verbal către instituția prefectului, proces verbal care va sta la baza emiterii ordinului de prefect care constată validitatea acestui Consiliu Local, respectiv a mandatului de primar. Domnul secretar, ați distribuit domnilor consilieri, respectiv domnului primar, materialele referitoare la conflicte. Fiecare consilier are o mapă, are un dosar cu ghidul prin regimul incompatibilităților și conflictelor de interese, ghid editat de Agenția Națională de Integritate și actualizat pentru anul 2024. Perfect. Și cu obligații care derivă din această calitate, respectiv depunerea declarației de avere, declarații de interese și tot ceea ce presupune categoria de obligații, că până la urmă ați ales calea asta și ales mai multe obligații decât drepturi. Asta vreau să vă spun și eu înainte de a da cuvântul domnului primar și a închide ceremonia. Vreau să vă adresez și eu câteva cuvinte, ca cea de persoană care activează în administrație, mă activa și în administrația centrală și locală. În primul rând vreau să vă felicit pe fiecare dintre dumneavoastră și vreau să vă spun că sunteți aici, împreună și cu celălalt care va depune, veți fi 11 dintre cei mai buni locuitori ai Comunei Ruginoasa. V-au ales oamenii pentru că și-au pus speranțe dumneavoastră. V-am văzut pe fiecare dintre dumneavoastră, ați depus jurământul cu emoția și respectul cuvenit. Jurământul, de altfel,
are un text succint, dar extrem de profund. Vorbim de bună credință, vorbim de putere, vorbim de pricepere. Sunt ingrediente pe care fiecare dintre dumneavoastră trebuie să le pună slujba cetățenilor. Toți cei peste 1700 de locuitori ai Comunei Ruginoasa și-au pus speranțele în dumneavoastră, își pun speranțele în dumneavoastră și așteaptă de la dumneavoastră tot ce e mai bun. Încercați să faceți, și asta am recomandat-o tuturor, nu e un caz particular aici sau relația mea de respect reciproc cu domnul primar și cu alții participați la această ceremonie, o spun tuturor, încercați să fiți Partidul Comunei Ruginoasa, să faceți lucruri. Lumea de asta v-a trimis în Consiliul Local, de asta v-a trimis domnul primar, în funcția de primar v-au reales, pentru că așteaptă lucruri. Văd, comuna e un șantier, sunt lucruri care se întâmplă, dar pe măsură ce le faceți, pe măsură ce oamenii beneficiază de tot ceea ce se întâmplă aici, că până la urmă e vorba de un nivel de normalitate, că ai drumuri, că ai apă și canal, că ai gaz, nu le faceți vreun favor. Asta trebuie să fie normalitatea de zi cu zi. Spunea, pe măsură ce le faceți, să știți că nivelul de așteptare a oamenilor va crește. Nu se va opri. A făcut primarul drum, mi-a făcut la mine în față, gata, nu mai întreabă cu el, nu vreau să nu mai interesează. Nu, va crește, că odată ce are un standard, va vrea și un parc frumos, va vrea și o grădiniță frumoasă, va vrea și un teren de sport pentru tineri și tot felul de alte facilități pe care, așa cum vă spuneam, aveți obligația să puneți umărul și priceperea, sunteți oameni, cum să spun, cu capul pe umeri, oameni care trebuie să puneți, să lăsați mai prejos de orice orgoliu, de să lăsați binele comunității să primeze în tot ceea ce faceți și normal în acțiunea pe care o întreprindeți aici în calitate de consilier local. Este doar, cu respectul cuvenit instituției Consiliului Local, este doar un gând pe care îl transmit, nu e o chestie impusă printr-un ordin de prefect sau vă transmit cu sinceritatea și cu bucuria cu care mă aflu aici alături de dumneavoastră și mă bucur că ați ajuns la momentul investirii, repet, ca o consecință a încrederii de care vă bucurați în comunitate. Mă bucur foarte mult că și prea cucernici părinți aici. Asta e o dovadă, domnule primar, că există o comuniune și sunt convins că prea cucernici părinți depun și eforturi să țineți să fie o comunitate închegată și o comunitate în care se întâmplă lucruri. Gândiți-vă că indiferent de ministerul care gestionează un proiect sau fonduri, că e finanțe, că e dezvoltare, mulți nu știu că există Comuna Ruginoasa, dacă nu toți. Cum nu știu despre alte mii de comune. De la dumneavoastră trebuie să vină inițiativa și nu trebuie să așteptați doar pe domnul primar să vină cu proiecte. Fiecare dintre dumneavoastră, că i-au zis undeva, uite, fac aia, uite, că am auzit că hai să vedem. Nu cred că domnul primar are problemă ca cineva să-și asume paternitatea unui proiect. O idee bună, un gând bun, să plece de la dumneavoastră. Vedeți, în funcție de resurse, de posibilități, de oportunitatea de a face un proiect, dacă e necesară în comună, nu doar așa să bifăm proiecte. Dar spuneam, trebuie să plece de la dumneavoastră inițiativa, că cei de la București, de multe ori, sunt nepăsători și reci, dacă te mai duci și singur de acolo cu un proiect, ți-ai privit o tărbică care stă cu cafeaua și o deranjezi de pe Facebook, du-te la registratură, dă un număr de registrare, o să vă trimitem noi răspuns, în termen legal și... Noi suntem aici și cei de la nivel de județ, indiferent, repet, trebuie să avem cu toți o echipă să tragem pentru bine comunității, să se întâmple lucruri. Spuneam, noi avem un angajament întotdeauna, persoana domnului primar, am avut o persoană din administrație care ne-a săcăit, ca să mă exprim acum, bine că nu ne aude, când ne-a săcăit, aproape săptămână de săptămână, trebuie să mai fac aia, trebuie să mai fac aia, m-am potmolit undeva, mai mare dragul când am spus cineva că se preocupă și e de dorit să se întâmple asta în orice comunitate. Nu încercați să fiți decât oamenii lucrului care trebuie făcut și care e util comunității. Nu vă uitați că unul va vota, că unul nu va vota, că unul a fost la vot, că unul n-a fost la vot, că nu asta e important. Acum sunteți cei 11, că e parcă titlul de film,
care trebuie să faceți lucruri. Pe oamenii asta așteaptă, să se trăunea de scandal. O fi un segment mic care consumă cam-cam și prostioare și tot felul de, de chestii, dar lumea e sătulă de el, nu vrea să audă că cercetat în Consiliu, am avut, repet, e doar o cum să spun, poate rugăminte mult, un gând pe care vi-l transmit și dacă vreți să țineți cont de el, e bine, dacă nu, iar fiecare își asumă în mod individual poziția pe care vrea să o ocupe în raport cu activitatea care se desfășoară în Consiliu. Încă o dată vă felicit, vă mulțumesc, sunt onorat că am condus această ceremonie. Sunteți oameni valoroși, mulțumesc încă o dată prea cu cerului celor părinți și că au binecuvântat acest moment de debut pentru un mandat de 4 ani, care nu va fi ușor, vedeți, și toată lumea vede că lucrurile nu sunt simple. Și dacă nu e echipă, e și mai greu să răzbești în condiții de restricții bugetare, de tot felul. Da, important e, știți cum e vorba aia, omul sfințește locul și asta trebuie să fiți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc și rog pe domnul primar să vă adreseze câteva gânduri înainte de a închide. Vă rog. Mulțumim, domnule prefect, pentru cuvintele frumoase pe care le-ați enumerat și le-ați afișat aici în ședința noastră de impunerea jurământului, atât a Consiliului Local cât și a primarului. Este o mare onoare pentru mine să fiu primarul comunei Rucimasa în noul mandat și mulțumesc pentru această cale cetățenilor care mi-au acordat un vot de încredere pentru această legislatură. Un vot de încredere care mă obligă să dau tot ceea ce îmi stă puterile mele și în putință pentru a lupta, pentru a atrage fonduri, pentru a implementa proiecte pentru binele, pentru dezvoltarea comunei, pentru binele și prosperitatea cetățenilor comunei Rucimasa. Vreau să vă felicit, dragi consilieri, pentru mandatul câștigat și totodată să felicit pe cei care vor face echipă cu mine pentru dezvoltarea comunei, pentru binele și prosperitatea comunei noastre. Mulțumim, domnule prefect, și totodată, stimaților invitați, preoți comunei noastre, pentru participarea și cuvintele frumoase pe care le-ați adresat acestei întruniri. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domnul primar. Aș vrea să închei fără să salut și prezența doamnei consilier județean Mihaela Isciuc, cu scuzele de rigoare pentru impolitețea domnului George și a tuturor celor care au asistat până la momentul precedent. Încă o dată vă mulțumesc, vă felicit și cu Dumnezeu înainte. Declarăm închisă ceremonia de astăzi. Mulțumim frumos! Succes! Mulțumesc!